Uniunea Artiștilor Plastici Vâlcea a marcat sâmbătă 18 mai Ziua Artelor Vizuale prin vernisarea mai multor expoziții. Primul vernisaj a avut loc la Galeriile Artex, unde pe simeze au fost expuse tablourile care fac parte din expoziția 17 pentru Rotonda Valahă. Deschidem expoziția noastră de astăzi. Cadrul salonului astăzi este sâmbătă Ziua Artelor Vizuale. Cum am spus la început, de când am conceput acest proiect, Salonul Național de Literatură și Artă, Rotonda Valahă, aflat acum, iată, la a noua ediție, am spus că nu se poate concepe un festival de literatură fără a te gândi și la arta culorii, deci cuvânt și culoare, cea mai frumoasă metodă, cuvânt alături de culoare. Sunt prezente, așa cum spunea domnul Bacu, 17 artiști pe simeze. Am adăugat în data aceasta și un artist care se exprimă tridimensional, e vorba de ceramista Irina Ionescu, colega de-a noastră, foarte talentată și eu cred că dacă au fost scurți, au fost să fie și ceramici și decoratori și spre binele evenimentului acesta, pe care sper să-l ducem cât mai mult încolo și cu prezența dumneavoastră de fiecare dată, să reușim, unul, să înnobilăm șirul acestor evenimente cu evenimente de reală anvergură artistică, cu artiști valoroși care se ilustreze, iată, și Rotonda Valahă. Așa cum spunea domnul Barbu, unii au făcut-o, alții sunt în pregătire și e bine că se întâmplă lucrul acesta. De la Galeriile Artex s-a mers în pasaj la Galeriile Cozia, unde s-a venisat a doua expoziție, Măiastrele, expoziție omagială a pictorului Tudor Meiloiu. Este o expoziție omagială. Îl l-am invitat de mai multe ori la Rotonda și la Rotonda Valahă, la Salonul Național. Cu el am deschis Rotonda Valahă, numărul 1, dintr-o 100.000 de pictori. Dacă el pune o lucrare, îți dai seama că este Tudor Meiloiu. Și omul te duce pe club, vei găsi o lucrare de-a lui și îți dai seama că este Tudor Meiloiu din România. Ideea aceasta de a completa evenimentele de vernisajele cu muzică a venit mai demult, atunci când am început să ne înconjurăm de pianine în toate spațiile pe care le dețin. După câte vedeți, noi administrăm 3 galerii prin grija și bunăvoința primăriei Râmnicului. Ceea ce vedeți în această expoziție este o selecție dintr-un ciclu din ultimii ani, din perioada acestor maestre, le spun eu, nu știu dacă și dânsurile zicea la fel. Exact. Exact. Spiritele noastre se întâlnește. Și mie mi se pare extrem de interesant faptul că acest motiv al păsării maestre, al acestei păsări maestre, este preluat și dus în diferite forme, în diferite genuri de reprezentare. Aici se pune problema, se pun probleme complicate de compoziție, de rezolvare într-un mod special al spațiului compozițional. Mi se pare că aici, în toate compozițiile pe care Tudor Meiloiu le realizează, găsim elemente din foarte multe direcții care au fost importante pentru pictura mondială, ca să spun așa. De la elemente de art, acolo unde elementele de tip zoomorf se întrepătrund cu cele din zona antropomorfă, elemente vegetale, așa cum spuneam, care sunt preluate în sens și prelucrate în mod decorativ, stilizate, trecut peste bariera aceasta a vizibilului.
Pictorul cu suflet de copil ilustrează fascinația zborului maestos al păsărilor în această expoziție unitară, echilibrată prin toată gama de culori, regăsindu-se totuși și tablouri pictate doar în alb și negru. Maratonul artelor vizuale s-a încheiat cu expoziția Văzute nevăzute a sculptorului și pictorului Doru Drăgușin. În lanțul de expoziții sau mi-a zis dedicat expoziție după expoziție, astăzi ziua artelor vizuale, iată deschidem a treia expoziție, a doua însă omagială. Expoziția Doru Drăgușin, pictor și sculptor. Am spus, eu i-am zis în programul nostru, culoare și formă. Expoziția îmi place foarte mult și m-am panicat degeaba, îl felicit pe Doru. Și mă surprinde nu partea tridimensională cu care am obișnuit, îi cunosc lucrările, începând de la lucrările astea mici care sunt schițe până la lucrări mari, monumentale. Eu sunt surprins în modul cel mai plăcut de desenele care sunt panotate într-un mod special, nu este o noutate genul ăsta de panotare, dar dă foarte bine aici. În primul rând că astupă partea aia care pe mine mă enervează teribil, deși eu sunt fanul handbalului Vulcean. Dar cel mai tare mă surprinde pictura. Pictorul Doru Drăgușin, acum îl descoper în toată splendoarea lui. Eu vreau să vorbesc despre sculptura. Aș vrea să vă atrag atenția asupra acestor picturi care sunt extraordinare. Deci este clar că desenul de sculptor este unul foarte special. Asta mi-amintește de Marcel Guguianu, de desenele în general ale artiștilor sculptori, da, care vin cu vigoare, cu robustețe, cu studiu cu aprofundat, dar aici deja avem un pictor și eu vă recomand pictorul Doru Drăgușin. Expoziția arată bine și îi mai întoarcem din drum pe cei care s-au obișnuit cu rigoarea și cu lucrurile sau cum să, cu un lucru bine făcut. Este, iată un lucru bine făcut. Ar trebui să înțelegem că trebuie neapărat să împărțim iubirea. Asta ne-am spus și asta au prins-o și ea de la televizor și au dat-o, că a fost un film și au dat. Și oamenii să încheie sau să termine sau să înceapă să înfrâneze unele răutăți, unele invidii, unele probleme de existență, pentru ca să putem evolua. Suntem un popor frumos, cum am putea spune chiar, cum a zis Papa Paul al doilea, când a coborât și a sărutat Pământul Românesc, că este grădina Maicii Dumnezeu. Și să putem ca țara asta să o ajutăm de la mica generație, care și eu încerc să-i ajut, să-i învăț să deseneze, că și eu am învățat de la alții, pe la Casa Pionerilor, și mi-am făcut chiar la Roșoro, prin Casa Bătrânească, niște spații pentru ca să-i chem pe copii și să-i învăț. Lucrul ăsta l-am făcut și la Paris, l-am făcut și la New York, și la Bruxelles. Învățam pe oameni, unii au uitat să cioplească. Numai în sculptura nu mai cioplesc oamenii, că e muncă grea. Și atunci au preferat să toarne, să facă. Și o tradiție frumoasă asta, pe care n-ar trebui să se piardă. Și e adevărat, ca să cioplești, trebuie să înveți să și desenezi. Și dacă desenezi, vine simplu și... Vă mulțumesc că ați venit! Prin împarutarea inedită, dar și prin influența brâncușiană, care se regăsește atât în sculpturile, cât și în picturile expuse în Galeria Pasaj Cozia, pictorul își dorește ca trecătorii să-și oprească măcar pentru o clipă privirile asupra operelor sale.